România este primul stat care va coordona implementarea strategiei europene de tineret. Prin aceasta, Uniunea Europeană își propune combaterea sărăciei, crearea de oportunități pentru tinerii din mediul rural și lupta împotriva manipulării și dezinformării. Astfel, strategia adoptată dorește să întărească rolul important pe care tinerii îl au în societatea europeană. Strategia care va implica tineri care nu ajung de obicei să fie consultați este una de bun augur pentru România, crede Uniunea Europeană. Coordonarea acestui dialog european se va face de către Comisia Europeană și ministerele din domeniul tineretului împreună cu organizațiile de tineret. Practic, implementarea strategiei UE va fi unul dintre cele mai importante procese din lume, ce sunt realizate în co-management de autorități publice și organizații neguvernamentale. Pentru a atinge obiectivele pe care și le propune, Uniunea Europeană își asumă creșterea impactului politicilor de tineret în toate sectoarele. Astfel, responsabilii de educație, agricultură, muncă, mediu, sănătate și alte domenii vor asculta vocea tinerilor și vor lucra împreună cu ei pentru a răspunde mai bine la nevoile lor.